Bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă ediție a dezbaterilor în formatul EU Debates Cafe. Este deja a cincea dezbatere pe care o organizăm anul curent. Vreau să vă readuc aminte că Institutul pentru Politici și Reforme Europene, împreună cu Fundația Hans Seidel, realizează această inițiativă și ne propunem să discutăm diferite subiecte de actualitate, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova. Dacă doriți, încercăm să facem acele conexiuni importante pe politici, pe intervenții europene aici în Republica Moldova. Și anul acum ne propunem să discutăm un subiect, s-ar părea pentru unii nu foarte important, sau cel puțin nu este foarte sus pe agenda câteodată. Dar subiectul mediului, subiectul încălzirii globale și subiectul ce putem face pentru ca să realizăm obiectivele noastre de diminuare a riscurilor pentru încălzirea globală, credem că este un subiect important pe care ne propunem să-l discutăm astăzi cu o echipă de paneliști foarte bună. Vreau să mulțumesc pe această cale Ministerului Economiei, proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul programului UE pentru mediu, UE pentru climă. Vreau să mulțumesc colegilor la Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Moldova, care aici reprezentant de Simeon Berzoi, implementează un proiect important, Green City Lab, care promovează proiecte și inițiative pentru transport verde. Subiectul tematicii concret sau subiectul tematică concretă pentru dezbaterea noastră de astăzi este promovarea mobilității verzi. Vom discuta despre automobilele electrice în Republica Moldova. În ce măsură avem infrastructura dezvoltată, care sunt inițiativele politicile promovate de guvern, care sunt proiectele realizate acum, care sunt așteptările automobiliștilor în Republica Moldova și cum această inițiativă poate contribui la obiectivele Pactului Verde al Uniunii Europene, lansat recent și cel mai probabil deschis inclusiv și pentru Republica Moldova. Aici vreau să încep prin a oferi cuvântul domnului Ion Guzun, care reprezintă delegația Uniunii Europene, un specialist din cadrul delegației care urmărește domeniile de transport. Ion, vreau să ofer cuvântul, te rog. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua, stimați colegi, dragi ascultători. Sunt onorat să fiu prezent la această discuție din partea delegației Uniunii Europene. Rolul meu la delegație, după cum a menționat Iulian, este gestionarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană pe domeniul transporturilor. Vreau să mulțumesc Institutului pentru Politici și Reforme Europene pentru organizarea acestui eveniment și participanților, colegilor care au pregătit informație referitor la subiect. Cred că subiectul abordat este la moment oportun și sper că în continuare, în viitorul apropiat, la fel se va acorda atenție măsurilor care țin să contribuie la promovarea economiei verzi în Moldova, inclusiv pe domeniul transporturilor și nu numai. Cu toate că nu sunt specialist tehnic la capitolul vehicule electrice, îmi va fi foarte interesant să ascult prezentările colegilor și să particip la această discuție. Dacă îmi permiteți, o să prezint succint câteva obiective ale Uniunii Europene pentru promovarea economiei verzi în Moldova și suportul acordat în acest sens, nu neapărat în ordinea priorităților listate. Un prim obiectiv pe care îl avem este continuarea progresului către realizarea contribuțiilor Moldovei determinate la nivel național în ceea ce privește reducerea emisiilor gazelor de seră, CO2, până în 2030, comparativ cu 1990 datele. În acest sens, Uniunea Europeană acordă suport pentru mai multe proiecte, inclusiv pentru proiecte de eficiență energetică, izolarea clădirilor, investiții în sisteme de încălzire sustenabile, iluminat stradal, dar și asistență tehnică pentru reforma energetică și, după cum poate cunoașteți,
asistență tehnică la nivel înalt sub misiunea High Level Advisor Missions, care acordă consiliere privind politica energetică. Un alt obiectiv pe care ne-l propunem este asigurarea decarbonizării progresive și a neutralității climatice a economiei în conformitate cu acordul cu Pactul Verde European. Pentru a realiza acest obiectiv, ne propunem ca această decarbonizare progresivă, neutralitate climatică să fie printre obiectivele noastre după 2020. Sunt multe opțiuni pentru a pune aceasta în aplicare practică, dar acestea trebuie finalizate, discutate și vor fi finalizate în lunile următoare. În plus, pentru acest obiectiv avem și lucrul și rezultatele uimitoare, zice, ale programelor regionale EU for Climate, EU for Environment, EU for Energy, care contribuie semnificativ la realizarea acestui obiectiv și progresul în acest sens. Sunt sigur că colegii prezenți astăzi vor elabora puțin și la acest subiect. Un alt obiectiv este asigurarea unei recuperări post-COVID-19 a economiei verde sau cel puțin care nu dăunează mediului și climei. Pentru noi, ecologizarea economiei, economia verde, considerăm că va fi una dintre prioritățile după 2020, ținând cont, desigur, de situația excepțională actuală, care încă nu și-a arătat pe deplin consecințele pe termen mediu și lung. Și un alt obiectiv care poate fi cel mai relevant pentru discuția de astăzi este dezvoltarea unei infrastructuri prioritare din punct de vedere economic, cu un aspect sporit asupra soluțiilor de transport ecologic, atât la nivel local, regional, cât și național, inclusiv prin dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, orientative extinse, prescurtat TNT. Pentru realizarea acestui obiectiv, după cum cunoașteți, este planul de investiții indicativ a rețelei transeuropene extinse pentru regiunea parteneriatului estic, care include și Moldova. Aceasta acoperă prioritățile de investiții în transport, drumuri, căi ferate, sectorul maritim, aviație și logistică până în 2030. A fost planificat un workshop în iunie curent, dar din păcate nu a avut loc din motive evidente. La acesta urmau să participe toți cei interesați, implicați în domeniul transporturilor, inclusiv autoritățile din Moldova, donatorii, antreprenorii, reprezentanții societății civile și toți ceilalți cointeresați. Acesta va avea loc probabil când va fi un moment mai oportun. De asemenea, țin să menționez că pe data de 12 noiembrie curent va avea loc conferință pe transport a parteneriatului estic, EAP Transport Panel, în care se vor discuta prioritățile pe domeniul transporturilor post-2020. În concluzie, aș vrea să urez tuturor participanților o discuție productivă și să încurajez ascultătorii să fie activi și să adreseze întrebări la subiectul discuției. Vă mulțumesc! Mersi foarte mult, Ion, mersi pentru prezentarea obiectivelor. Sunt sigur că următorii vorbitori vor dezvolta aspectele menționate de tine și vreau să imediat să ofer cuvânt lui Andrei Isac, care este coordonator național programul Uniunii Europene UE pentru mediu în Republica Moldova. După Andrei vom avea o intervenție din partea Veronica Lopotenko, care este coordonator național al altui program al Uniunii Europene în Republica Moldova, UE pentru climă, în un alt program important realizat
de Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova pentru Dezvoltare este programul Green City Lab și reprezentant de, aici de Simeon Berzoi, după care vom avea o intervenție din partea lui Denis Tomoru, care este șef adjunct al Direcției Politicii Energetice, al Ministerului Economiei și Infrastructurii, iar la sfârșit va încheia dezbaterea colegul meu, Iulian Rusu, care va veni cu unele propuneri legate de politicile, dar și intervențiile care pot fi realizate pentru a crea infrastructura necesară și a promova mobilitatea verde în Republica Moldova. Andrei, ai cuvântul. Da, mulțumesc frumos, Iulian. Stimați colegi, bună ziua tuturor celor care ne privesc astăzi și faptul că sunt alături de noi înseamnă că tema este interesantă și de fapt importantă pentru noi și pentru a promova principiile economiei verzi și principiile ecologizării societății noastre. O să încerc să utilizez opțiunile tehnice oferite deci, în cadrul platformei ca să partajez acum prezentarea care am pregătit-o, o prezentare scurtă legată de deci, documentele la nivelul Uniunii Europene și Republicii Moldova la care noi lucrăm și care, de fapt, și evenimentul de astăzi se înscrie foarte perfect în turul de evenimente care au avut loc la nivel regional și în Republica Moldova ultimele două luni. Mă refer și la conferințele din cadrul parteneriatului estic și la activitățile din cadrul Republicii Moldova, care au ținut de mediu și climă. Și chiar ne bucurăm foarte mult că am avut foarte mulți parteneri, colegi în cadrul Săptămânii Verzi Europene, pe care am marcat-o împreună cu toți două săptămâni urmă și noi vedem și evenimentul de azi ca o foarte bună continuitate a tematicii și semnificației Săptămânii Verzi Europene 2020, fiindcă ea a fost anume consacrată deci, unui proces de revitalizare a societății, revitalizare a naturii, inverzirea economiilor la nivel european și în acest context au fost prezentate documentele Uniunii Europene, care au fost adoptate un an urmă sau în primăvară anul acesta, care țintesc anume obiective specifice legate de ecologizarea economiilor UE. De ce aș vrea să mă opresc și la una din temele de bază și a Săptămânii Verzi Europene și unui document cadru la nivel european, care este Pactul Verde European. Practic, peste o lună vom marca primul an de implementare a acestui document. Această foaie de parcurs pentru transformarea economiei Uniunii Europene într-o economie ecologică și durabilă, o economie în care nu există emisii a gazelor cu efect de seră, deci Uniunea Europeană și-a pus sarcina ca să devină continent neutru din punct de vedere a emisiilor până în 2050, ca să fie atinsă o creștere economică durabilă, care este decuplată de utilizarea resurselor, să fie utilizate eficient resursele și energie în același timp. Evident că să nu fie lăsat în urmă nimeni, nici ca persoană, nici ca teritoriu, nici ca domeniu. Deci credem că și pentru Republica Moldova este foarte important să asigurăm acest lucru. Și în acest sens, deci Pactul Verde European prevede o transformare profundă la mai multe nivele. Deci în cadrul acestui foi de parcurs au fost elaborate mai multe documente de politici, majoritatea din ele fiind aprobate în primăvara anului curent, și care deja Uniunea Europeană a început să le implementeze, iar noi, în cadrul parteneriatului estic și în cadrul activităților proiectului, încercăm să le transpunem în Republica Moldova. În primul rând, să vedem cum țintele legate de, sau ambițiile, da, deci Uniunii Europene în domeniul climei și reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră, sau acel regulament recent aprobat cu privire la neutralitatea climatică a Europei până în 2050, sau ambițiile de a furniza energie curată prin surse regenerabile sau de a asigura o mobilitate deci, și un transport public curat, inclusiv și transport privat, pentru a
adăuga sectorul industrial la acest proces, pentru a adăuga sectorul de întreprinderi mici și mijlocii, care noi vrea să le ecologizăm ca să avem un sector deci, de întreprinderi mici și mijlocii verde, cu locuri de muncă verzi, astfel să asigurăm o economie curată și competitivă. Asta este elaborat la nivelul Uniunii Europene și un plan de acțiuni pentru economie circulară ca să contribuie la prevenirea formării, dar și la valorificarea economică a materiei prime și deșeurilor. Și evident că e foarte important pentru noi ca să fie asigurată eficiența resurselor și reducerea poluării. Despre ce am vorbit și pe parcursul evenimentului de astăzi. Este important că Uniunea Europeană și statele membre și țările parteneri privesc dincolo de 2020, ceea ce a spus și ION, deci delegația Uniunii Europene în Republica Moldova ne susține în acest sens și forumurile la nivel parteneriatului estic, la nivelul ministerial, dar panelul pentru mediu și schimbările climatice, negocierile care au loc la nivel regional, ne arată direcția foarte clară de a schimba lucrurile în următorii ani, astfel încât pe termen mediu și lung noi să avem economii mai rezistente, mai durabile și mai prietenoase mediului, cu instituții de stat responsabile, instituții transparente, cu un nivel de securitate mai înalt, dar și de securitate de mediu, deci să avem un mediu mai curat și să avem o mai bună rezistență, în cazul nostru, eu spune, și cred că colega mea Veronica, mă continuăm mai departe, de adaptare la schimbările climatice, eu spun în cazul nostru, deci să trecem la o transformare digitală, la care practic anul acesta noi am făcut un exercițiu destul de enorm grație, dar din cauza situației în care ne aflăm la nivelul global. Și evident că să nu uităm că noi deci, vrem să avem deci, o societate rezistentă, corectă și inclusivă, inclusiv din punct de vedere a mediului. De asemenea, aș vrea să menționez că în ultimul timp, ultima lună, chiar că și colegii de la EPRE și noi cu societatea civilă și proiectele UE au fost întrebați în exercițiul acesta de coordonare a deci, priorităților pe termen scurt pentru agenda de asociere și cred că o să revenim și la aceste activități în cadrul deja implementării activităților proiectelor, dar pe noi ne bucură foarte mult că aceste priorități pe termen scurt din agenda de asociere deci prevăd stabilirea unor relații astfel ca în țările deci parteneriatul este și în Republica Moldova în particular, să fie o economie modernă, competitivă, eficientă din punct de vedere a resurselor, și aici noi apropiem de tematica evenimentului de azi, eficientă din punct de vedere a utilizării deci, resurselor și energiei. Deci, corelată la principiile economiei circulare, la unii dezvoltări cu emisii reduse, iarăși vorbim de reducerea emisiilor în toate sectoarele, inclusiv din transport, și să promovăm prevederile Pactului Verde European, pe care noi îl vedem în Republica Moldova, de asemenea, ca un document umbrelă, care noi vrem să îl transpunem și să atingem obiectivele de mediu în toate sectoarele economiei prevăzute în acest document european. Și mă bucur foarte mult faptul și aici salut colegii care au lucrat mai multe instituții, inclusiv și deci, Iulian și echipa, expert grupă, alte ONG-uri, care au făcut acel non-paper, da? Deci ca un ecologist, când spunem un non-paper, noi vedem deodată prevenirea deci, poluării prin folosire mai puțin a hârtiei, deci, dar acel non-paper deci, legat de viitorul parteneriatului estic, și acolo sunt foarte bune obiective legate și de mediu, și de mobilitate și mi-a plăcut și acel obiectiv legat de deci, promovarea automobililor electrice, acele Eurochargers. Deci, noi credem că trebuie să susținem și să promovăm și aceste documente și pe această cale să promovăm aceste obiective. Ca să folosesc eficient timpul care mai a rămas, eu nu o să intru în detalii ca să prezint deci, acțiunea regională Uniunii Europeană pentru Mediu. Cred că fie interesați că putea beneficia de faptul că pot intra pe pagina proiectului regională sau pe pagina de pe Facebook a proiectului care este accesibilă, să afle toate datele pe deja un an de implementare practică acestui proiect în Republica Moldova și la nivel deci, regional, dar este important să
menționez că este un proiect destul de mare, coordonat la nivel regional de două directorate, de directoratul de mediu și directoratul NIR, deci implementat de 5 parteneri de implementare și cu un buget de circa 20 de milioane de euro. Noi încercăm să atingem obiectivele legate de crearea deci unei guvernări sau promovarea unei guvernări mai bune în scopul deci, sporirii bunăstării populației și îmbunătățirii calității mediului. Sunt foarte multe obiective specifice în cadrul proiectului, legate și de un proces decizional mai verde, și de economie circulară, și de producere mai pură. În cadrul acestei componente avem și o activitate specifică de promovarea transportului curat și durabil, și investițiilor vers în transport, și sperăm deci toate aceste obiective să fie atinse. Doar să închei deci, prezentarea mea că componenta legată de procesul decizional prevede elaborarea sau actualizarea mai multor documente de politici și a strategiei de mediu și a programului cu privire la promovarea economiei vers, în care noi intenționăm anul viitor să integrăm prevederile și pactului verde european și altor documente la nivel european și în special ceea ce ține de transportul durabil și toate cele activități. Aceasta pentru introducere cred că este suficient. Mulțumesc frumos și dacă vreau să fie întrebări de clarificare, eu cred că putem să revenim pe parcurs. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, Andrei, pentru această prezentare foarte interesantă care arată angajamentul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economiei verzi și promovarea obiectivelor verzi și mă bucur că Republica Moldova atrage o atenție importantă pentru realizarea acestor obiective în cadrul Pactului Verde European. Acum vreau să rog pe Veronica Lopotenko de la programul UE pentru Climă în Moldova să completeze prezentarea lui Andrei. Te rog. Da. Mulțumesc, Iulian. Mulțumesc, colegii, Andrei, în special pentru facilitarea participării mele astăzi la acest eveniment. Reprezint UNDP Moldova proiectul EU for Climate. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care are un obiectiv general ce ține de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reziliența climatică integrată în politicile și planurile de dezvoltare a celor 6 țări ale parteneriatului estic, prin politici climatice consolidate și îmbunătățite și prin legislație armonizată. Deci, în slide-ul meu vedeți câteva date generale ce țin de acest proiect, care va fi implementat până în 2022 și este focusat pe cooperare regională, fortificarea capacităților prin studii tematice și dialog politic, asistență tehnică la nivel național. Proiectul este focusat pe atingerea anumitor rezultate destul de specifice domeniului schimbării climei, în special multe efort se dedică actualizării contribuțiilor naționale determinate la acordul de la Paris. La acest subiect, Republica Moldova este lider în elaborarea acestui document și prezentarea lui la Convenția Schimbarea Climei. Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse care pun în aplicare contribuția națională la acordul de la Paris este și ea acum în proces de actualizare la nivel național, având la bază țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră mai ambițioase pe care și l-a stabilit Republica Moldova. Sistemele de monitorizare, raportare și verificare urmează să fie consolidate. Legislația națională urmează să fie adusă în conformitate cu acquis-ul comunitar și cu cel al tratatului comunității energetice. La fel, un aspect deosebit, un aspect important al proiectului este integrarea aspectelor de schimbare a climei în politicile sectoriale. La moment, Republica Moldova a depus un efort deosebit pentru integrarea acestora în sectorul gestionării deșeurilor.
activități ce țin de mobilizarea finanțării în sectorul climatic și adaptarea planurilor naționale și sectoriale la schimbarea climei, la fel sunt în focusul proiectului EvoClimate. Deci, acest slide probabil am să-l trec, pentru că, de fapt, am spus care sunt rezultatele proiectului de la un an de implementare în Republica Moldova. Iarăși mă repet că contribuția națională determinată, actualizată la acordul de la Paris, în care Republica Moldova își stabilește ținte mai ambițioase de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a fost elaborată cu suportul proiectului și prezentată în martie 2020 Secretariatului Convenției Schimbarea Climei. La nivel mondial, Republica Moldova a fost a patra țară din lume care a făcut acest document și l-a prezentat. Eu aș vrea un pic să mă opresc în câteva cuvinte despre care este situația cu inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră și care este contribuția sectoarelor la emisiile totale directe de aceste gaze în Republica Moldova. Datele ultimele de care dispunem noi este raportul bienal actualizat 2 al Republicii Moldova, care cuprinde perioada de raportare 1990-2016. Deci, după câte observăm, la fel cum în 1990, în 2016, sectorul cu cea mai mare contribuție la emisiile de gaze cu efect de seră este sectorul energetic. Celelalte sectoare, ok, observăm desigur că în ultima perioadă, practic aproape cu, hai să spunem, 15%, contribuția lui a scăzut, în timp ce celelalte sectoare, agricultura, deșeurile, procesele industriale, în principiu, sunt în creștere, într-o dinamică, poate nu chiar atât de intensă, dar oricum sunt în creștere. În timp ce sectorul energetic, contribuția a scăzut. Îmi pare rău de această codificare pe care o avem aici pe ecran, dar sunt codificările metodologia IPPC de elaborare a inventarului național de gaze cu efect de seră, dar aici avem pentru sectorul energetic ponderea diferitor categorii de surse de gaze cu efect de seră. Și observăm sectorul 1A3, care în 1990 avea 12% contribuție. Acesta este sectorul transporturi și care în 2016 are deja o contribuție de 24%. Adică, practic, contribuția acestui sector s-a dublat. Celelalte categorii de surse sunt în descreștere, oricum cea mai înaltă contribuție o are pentru acest sector industria energetică. Dar aceasta este în descreștere, în timp ce transportul este în creștere. Contribuția națională actualizată este un document pe care l-am menționat mai înainte, este o reușită a Guvernului Republicii Moldova cu suportul partenerilor UNDP și Uniunea Europeană, stabilește ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care arată care este contribuția Republicii Moldova la implementarea obiectivului acordului de la Paris. Obiectivul acesta este de a stabili, de a menține creșterea încălzirii globale până la sfârșitul secolului sub limita de 2 grade Celsius. Deci, per general, Republica Moldova și-a stabilit ținte mai ambițioase de reducere și avem 78% de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Având la bază scenariul necondiționat, aceasta se are în vedere că aici este implicat doar efortul statului și bugetul național și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 88% comparativ cu anul 1990, după scenariul condiționat, și aceasta se are în vedere că atunci când Republica Moldova obține finanțări de la partenerii de dezvoltare pentru implementarea proiectelor pentru a obține astfel de reducere.
Atâta timp cât sectorul energetic este cel mai mare, cea mai importantă sursă a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv și țintele de reducere a emisiilor pentru acest sector au fost stabilite cele mai ambițioase. Și conform contribuția națională determinată 2, până în anul 2030, necondiționat reducem 75%, condiționat 80%. Dacă vorbim de sectorul transporturi, până în anul 2030, comparativ cu anul de bază 1990, Republica Moldova și-a stabilit o țintă necondiționată de -52% de gaze cu efect de seră, și scenariul condiționat 55%. Este un, în genere, toate țintele stabilite de Republica Moldova sunt desigur că ambițioase, dar au la bază anumite studii și cercetări și examinarea angajamentelor politice și legislative pe care și le-a făcut Republica Moldova. Ulterior, în baza contribuției naționale determinate actualizate Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, cu suportul proiectului For Climate, actualizează strategia de dezvoltare cu emisii reduse până în 2030. Este un proces care, de fapt, abia a început și își va avea finalitate, sperăm că în iunie anul următor. Și de aceea în acest slide am introdus activitățile pe sectorul transporturilor care erau prevăzute în strategia inițială, adoptată încă în 2016. Deci obținerea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în transport se baza pe implementarea acțiunilor de atenuare adecvate la nivel național. Adică reducerea emisiilor în baza acestor activități. Aici avem câteva exemple, de fapt nu exemple, dar activitățile stabilite în strategie și arată care sunt reducerile estimative a emisiilor de gaze cu efect de seră în tone CO2 echivalent pentru fiecare an. Deci, ca activități stabilite în strategie de dezvoltare cu emisii reduse pentru sectorul transporturilor, avem promovarea utilizării biomotorinii în calitate de combustibil, respectiv reducere de 270.000 de tone CO2 echivalent pe an, promovarea producerii bioetanolului, construcție de drumuri bune, promovarea eficienței energetice în transportul feroviar, etichetarea pneurilor, achizițiilor de transport eficient, energetic, optimizarea transportului pe străzi, licentare în localități. Toate aceste activități de atenuare adecvate la nivel național duc respectiv la estimativ, evident, la reducerea acestor cantități de emisii de CO2 per an. Desigur că vedem din slide-urile mele că deocamdată în politicile de schimbarea climei până la moment nu a fost inclus aspectul ce ține de transportul electric, dar în coordonare cu colegii care la moment elaborează raportul bienal actualizat 3, care este sursa oficială de elaborarea contribuțiilor naționale determinate, acesta este un sector care urmează să fie inclus pe viitor și calculat care sunt potențialul de reducere a emisiilor. Și doar un ultim slide, la acest acolo gaze eu să mă opresc în discuții. În contribuția națională determinată a Republicii Moldova, un aspect important, un accent important este pus și pe adaptarea la schimbarea climei și transportul este unul din sectoarele prioritare care și-a stabilit anumite obiective care urmează a fi finanțate și implementate. Dar pe parcursul discuțiilor am să revin. Mulțumesc! Mersi foarte mult, Veronica. Acum vreau să ofer cuvânt lui Simeon Berzoi, din cadrul proiectului Green City Lab, recunoscut în Republica Moldova, dar în special în Chișinău. Te rog, mulțumesc! Mersi mult, colegi, îmi pare foarte bine pentru această oportunitate.
Mulțumesc cu antevorbitorilor mei pentru că au prezentat situația la moment care există pe sectoare. De asta eu am vrut un pic să fac referire la proiectul concret pe care noi acum îl desfășurăm. Cu această ocazie am vrut să mulțumesc colegilor de la Minister, pentru că cu ei avem o colaborare bună pe acest domeniu. Este vorba de un proiect ce vizează dezvoltarea infrastructurii de mașini electrice. O să fac eu un share. Bănuiesc că mulți sunt la curent cu proiectul respectiv. Se vede bine? Da, mersi, se vede bine. Așa. Deci este o inițiativă care noi am început în anul 2018 și de fapt ăsta este un subiect al discuției noastre vis-a-vis de infrastructură. Ca să fie pe înțelesul tuturor, în anul 2018 noi aveam doar 10 prize pentru încărcarea mașinilor electrice, toate erau în Chișinău, doar una era publică și erau doar 40 de mașini electrice. Asta și-a fost inițiativa noastră de a dezvolta rețeaua, pentru că noi ne dădeam foarte bine seama, nu o să apară autovehicule electrice atâta timp cât nu există infrastructură. Am parteneriat cu Fondul de Eficiență Energetică de pe atunci și am semnat un acord de finanțare în valoare de 2 milioane de lei, ca la moment să avem contractat o companie care și-a luat obligativitatea să instaleze 63 de prize în toată țara. La moment avem 30 de încărcătoare în țară, 6 localități. Sunt încărcătoare cu două prize, deci practic sunt 60 de puncte. Eu acum vorbesc doar de rețeaua care este implementată sau realizată de noi, pentru că mai sunt agenți economici care și-au dezvoltat afacerea pe cont propriu. Deci până la finalul anului vor mai fi instalate încă 30 de stații, 33, deci 66 de puncte de acces care vor fi disponibili, care vor putea încărca autovehicule practic de toate tipurile de vehicule electrice și hibrid. Asta este o hartă care poate fi accesată, este un portal PlugShare Pharmacy public, unde pot fi vizualizate toate stațiile. În acest sens aș vrea să vă spun, poate cunoașteți că noi pe parcurs a 3 ani parteneriem într-un proiect de promovare care se cheamă Maratonul Vehicule Electrice. Anul ăsta a avut loc, a fost unul cu totul special, și-a propus să urmărească dezvoltarea rețelei în întreaga țară în comparație cu anii precedenți. Au avut și un scop care până la urmă l-au reușit să traverseze Moldova de la Giurgiuleș până la Briceni timp de o zi. Dați seama, au făcut peste 500 de kilometri și au reușit să găsească punctele de încărcare necesare ca să traverseze Moldova de la nord la sud. Iar concluzia maratonului a fost că la moment Republica Moldova dispune deja de o rețea cât de cât bună pentru a permite circulația pe teritoriul Republicii Moldova și nu doar. Mai avem o inițiativă care a fost implementată anul trecut, care mi se pare una foarte importantă. A fost finanțată instalarea unor panouri fotovoltaice pe acoperișul unei case, iar în calitate de acumulator a fost utilizată o baterie de la mașină electrică, care la moment permite iluminarea spațiilor publice, deci iluminarea ogrezii casei și încărcarea mașinii electrice. Deci ăsta este de fapt ceea ce noi ne propunem pe viitor. Îi bănuiesc dacă tot o să fie o dezbatere, o să apară renumită întrebare.
Dar care este sursa de energie electrică cu care se alimentează mașina? Pentru că pentru producerea energiei electrice, iarăși, sunt emisii de CO2. Ori noi ne propunem în acest lucru chiar în cadrul concursului de dezvoltare a rețelei. Trei stații care urmează a fi instalate până la finele anului vor fi alimentate din energie produsă din energie regenerabilă. Ori asta este până la urmă scopul final, ca nu doar să utilizăm energie electrică, dar energie electrică să fie produsă din sursele alternative. Asta este situația la moment ce ține de infrastructură și noi ne bucurăm foarte mult că am dat start, că până la urmă foarte mulți recunosc că au apărut și unele afaceri datorită faptului că sunt deja rețele. Avem un participant la maraton care a și declarat că și-a deschis afacerea de rent-a-car, da? De posibilitatea de a lua în chirie o mașină. Mașinile sunt doar electrice. Și a pornit această afacere datorită faptului că deja este infrastructura respectivă și toți care iau mașinile pot să iasă în afara Chișinăului și să parcură distanțe mai lungi. Așa că eu încă o dată țin să mulțumesc Ministerului Economiei și Infrastructurii, care a avut practic încredere și datorită acestui fapt bănuiesc că domnul Tumuruc o să ne povestească care sunt viziunile Ministerului de a dezvolta acest sector mai departe. Mersi mult! Mersi foarte mult, Simeon. Foarte interesant prezentare, foarte interesante date. Deci în ultimii 3 ani de zile în Republica Moldova acest sector se dezvoltă și de câte se vede exponențial. Dezvoltă și afaceri, sunt și intervenții foarte interesante. Mai ales mi-a plăcut abordarea energiei verzi, în sensul în care se conectează aceste prize la surse de energie regenerabilă. Este un obiectiv foarte important. Apropo, noi în cadrul unui exercițiu amplu de consultare cu peste 37 de colegi din UE, din țările parteneriatului estic, într-adevăr am propus Uniunii Europene pentru următorii 5-10 ani de zile să pună acest obiectiv, crearea cel puțin 100 de stații noi Eurocharger în Republica Moldova și care să fie conectate la surse de energie regenerabilă. Așa că sper că cu eforturi comune vom reuși să punem în aplicare aceste idei, care cu siguranță, din câte am văzut din prezentarea Veronica, ar putea să contribuie la reducerea emisiilor în sectorul de transport și energie. Și aici e ocazie foarte bună să ofer cuvântul lui Denis Tumuru, care e șef adjunct la Direcției Politici Energetice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, care de fapt este unul dintre campionii promovării acestor inițiative, acestor proiecte, așa cum a menționat și Simeon. Denis, te rog. Mersi, domnule Groza, vă salut și eu. Cu această ocazie aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei din spate care a făcut posibil acest eveniment. Ne permite să punem în discuție un subiect extraordinar și de important și de actual. Actual atât din punct de vedere a politicilor, ați menționat-o și dumneavoastră și participanți la ziua de astăzi cu mai multe ocazii, actual din perspectiva eforturilor, a campaniilor de comunicare, asistențe oferite de către partenerii de dezvoltare, și aici mă refer atât la Programul Național Unitar pentru Dezvoltare, la Uniunea Europeană, dar e un subiect actual și din perspective pur practice și cred că pe parcurs vom arunca niște cifre care ar trebui să prindă priză la cei care ne ascultă și poate cumva eventual să le și influențeze deciziile. Când spuneam de politici, mă refeream în primul rând la cele în domeniul energetic. Și aici sunt importante două aspecte, și anume ori două componente, să le spun eficiența energetică și regenerabilele. Sub aspectul eficienței energetice ne dăm seama cum undeva că un vehicul electric bifează bine la acest capitol, contribuind la reducerea de combustibili fosili. Iar în Republica Moldova cam
toți acești combustibili sunt importanți, de aia evident că orice sursă, orice modalitate alternativă de transport privat în industrie, în sectorul comercial, care contribuie la acest lucru, merită a fi susținut. Pentru cealaltă componentă, energie regenerabilă, utilizarea acestei modalități de transport ne permite să atingem și țintele pe domeniu, țintele sectoriale. La cele spuse de Simeon vreau doar să adaug că orice kilowatt-oră de energie electrică regenerabilă utilizată de vehicule electrice în statisticile oficiale se mulțește cu un multiplicator, cu 4, tocmai din perspectiva politicilor, tocmai de aceasta din perspectiva politicilor, acest sector se merită a fi promovat și susținut cu o mai mare ardoare, aș spune eu. Politicile de mediu sub acest aspect, aș menționat și doamna Lopotenko și domnul Isac foarte bine, acest sector, acest trend, această mișcare a e-mobilității ne permite să reducem serios emisiile de gaze cu efect de seră, aliniindu-ne și pe noi la statele membre, la statele UE, cei care au politicile de mediu practic în capul mesei. Aceste considerente au făcut și au contribuit cumva ca una din componentele proiectului Orașe Verzi să fie focusată plenar pe promovarea vehiculelor electrice în Republica Moldova și acea contribuție, din acea contribuție de 2 milioane de lei inițială, ne propuneam la începuturi să asigurăm instalarea a cam 20 de unități de încărcare în Republica Moldova, însă am avut probabil că aici norocul, a spus-o și Simeon mai devreme, să găsim un partener privat puse pe bune, pe oricum intenții extraordinare de a dezvolta acest segment. Și în acele 20 de unități, a spus-o Simeon mai devreme, vom avea 60 plus la sfârșitul anului, dintre care 3 unități fast chargere, ceea ce ar trebui să și mai bine să fie pe placul, să nu pe placul celor care dețin astăzi automobile, ori sunt cu intenția de a investi în astfel de unități. Din perspective pur practică, ziceam mai devreme, undeva sunt bazate pe acele facilități fiscale oferite de către guvern la ziua de astăzi, de cele scutiri de taxe, de acciz, taxa de drum pentru deținătorii, pentru de care beneficiază deținătorii de astfel de unități. Acea economie în exploatare și maratonul care tocmai l-au și încheiat colegii de la PNUD împreună cu câțiva din pionierii din domeniu au și transmis, au și pasat clar un mesaj către cei care le dețin, o care urmează să investească în astfel de mașini, care sunt cu intenția că poți atinge ușor o performanță de 30-40 de bani per kilometru versus 2 lei, 2 lei plus, care caracterizează motoarele cu ardere internă, cele pe benzină, pe diesel. Deci sunt cifre care, la care se uită și după care pe care vor să le audă șoferii din Republica Moldova și mesajele noastre cam asta încercăm să transmitem către ei. Pe lângă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe care suntem interesați, e interesat guvernul să le asigure, să le obțină, șoferii cred că s-ar uita tocmai la aceste cifre. Cu privire la măsurile de susținere, evident, sperăm și aici colegii la Ministerul Finanțelor să ne susțină și acele facilități fiscale să rămână și poate chiar să fie îmbunătățite, consolidate cumva. Astăzi, orice persoană care intenționează să-și procure un vehicul electric din start, practic, beneficiază de o scutire cuprinsă între 1.000 și 3.000 de euro, deși deja e o valoare.
Mi-aș fi dorit eu personal să atingem performanța Norvegiei, ori măcar a României, unde pentru fiecare vehicul se oferă subvenții de până la 10.000 de euro, dar cumva, cred că vom face și pe asta, dar într-un orizont ceva mai îndepărtat. Astăzi valorile respective însă sunt destul de atrăgătoare și vorbesc de la sine. Noi ca și minister ne-am propus în viitorul imediat următor, chiar în anul următor, să amendăm câteva din legi primare care ar veni să ducă un pic mai multă claritate la acest și să încurajeze atât comunitatea investitorilor, cei care doresc să investească în primul rând în dezvoltarea acestei infrastructuri, să scoatem de sub necesarea licențierii, diferite autorizări acest domeniu, să impunem mai multe obligații, dacă vreți, ca orice obiect nou construit, orice proiect imobiliar, să fie însoțit și de astfel de unități de încărcare, ca parcările amenajate pe teritoriul localităților publice locale să fie dotate neapărat și cu astfel de unități. Sperăm că experiența pe care ne oferă această componentă de promovare a vehiculelor electrice implementată împreună cu CNUD, cu proiectul Rașa Verzi, să stea la baza unei alte decizii suplimentare de alocare unor altor resurse pentru susținerea privatului și investirea în infrastructura de încărcare. Ne-am și dat bine seama pe propriul exemplu că odată având această infrastructură instalată, cu siguranță că sectorul privat nu va sta mult pe gânduri și va reacționa imediat și va implementa acel model de orice concept de model shift, cum îi spunem noi, și de trecerea la vehicule electrice. Sper că aceste câteva detalii care le-am adus eu astăzi, acea campanie de comunicare implementată de PNUD și rezultatele maratonului tocmai încheiat vor permite să, ori chiar vor influența în sensul pozitiv eventualele decizii ale șoferilor, moldovenilor, cumva orientându-i, influențându-le deciziile de a investi în vehicule electrice. Ăsta e viitorul cu siguranță, despre asta ne vorbește și Vestul și Estul. Republica Moldova, prin cele realizate la ziua de astăzi, cumva se ține pasul cu ei, dar într-adevăr e nevoie de mai mult efort și resurse canalizate pentru aceste promovarea acestui segment. Mulțumesc foarte mult, Denis, pentru această prezentare. Și acum vreau să ofer posibilitatea lui Iulian, colegul meu, să intervină la sfârșit cu unele constatări, poate anumite recomandări după această discuție destul de amplă și cuplitoare pe care o avem. Știu că lucrezi și la o notă analitică la subiectul ăsta. Te rog, Iulian. Mulțumesc foarte mult, Iulian. Am să fiu laconic. Dar vreau să atenționez asupra la câteva elemente esențiale legate de promovarea utilizării automobilelor electrice în Moldova. Întâi de toate, deja s-a menționat de mai multe ori, este vorba despre stațiile de încărcare. Deci la momentul actual, alături de EV Point, rețeaua care a fost menționată, mai există și o altă rețea care oferă un număr comparabil cu prima de locuri de încărcare. Și mai avem și o rețea de magazine care oferă puncte de încărcare gratis. Deci cu cât mai rapid Republica Moldova va înregistra puncte de încărcare de capacitate mare, așa numitele fast charge, care oferă capacitate de încărcare de cel puțin 43 sau 50 de kWh, cu atât mai rapid vom reuși să atragem mai multe automobile în Republica Moldova. Trebuie să menționez aici că piața de automobile din Moldova pe segmentul de automobile electrice este în continuare dictată de piața de mână a doua,
deci automobile, în mare ori majoritate din acele aproape 500 de autovehicule înregistrate până în prezent în Moldova, marea majoritate au capacitate de încărcare mică. Deci bateriile acestor autovehicule nu acceptă decât o încărcare maximă, o putere maximă de 11 kWh. Deci, ca să atragem automobile care au capacitate de încărcare mai rapidă, evident că trebuie cumva să favorizăm achiziția lor. Pe de altă parte, datorită faptului că aceasta este o tehnologie încă nouă, multe dintre aceste automobile, dacă sunt procurate noi, pot trece de limita de 30.000 de euro, care este limita setată de guvern pentru automobilele de lux. Deci aici cred că ar fi cazul în contextul promovării automobilelor electrice să considerăm care sunt limitările de ordin fiscal. Un început bun este faptul că noi nu avem o aplicare accizelor pentru automobile electrice și nu aplicăm taxa de drum, deși față de taxa de drum cred că ar fi în termen mediu adecvat să aplicăm această taxă și pentru automobile electrice, pentru că ele de asemenea utilizează drumurile. Dar există o serie de alte practici care favorizează răspândirea automobilelor electrice în țară. Spre exemplu, deja a fost menționată această primă de la stat care e oferită pentru achiziția unui automobil nou. În cazul României o se ridică la aproape 10.000 de euro, cu condiția că prețul automobilului este numai mic decât suma dublă oferită. Și piața e destul de dezvoltată deja la moment. Sunt peste 25 de modele care pot fi achiziționate în România cu utilizarea acestei prime din partea statului. Există tot felul de soluții care sunt oferite la nivel local, cum ar fi parcarea gratis în momentul în care această parcare undeva se aplică tarife pentru parcaj. În cazul Republicii Moldova, noi încă nu am ajuns la performanța de aplicare a acestor taxe, însă în eventualitatea considerărilor este preferabil să favorizăm automobile electrice prin astfel de facilități. Se mai oferă și facilități precum circulația pe benzi de densificate pentru transport public, este aplicat în anumite state, sau există parcări preferențiale dintr-un număr total de parcări gratis, cel puțin 10-20% sunt rezervate pentru posesori, pentru proprietari de astfel de automobile. Aș vrea aici să atenționez puțin care sunt provocările pe care le are un proprietar de automobil electric. Întâi de toate este vorba despre autonomia bateriei și, într-al doilea rând, ajustarea la condițiile noi de utilizare. Dar atâta timp cât se urmează rigorile stabilite de manualele de utilizare la automobile electrice, durata de exploatare lor poate fi asigurată destul de consecvent și pe un termen relativ lung. Un avantaj foarte important care oferă automobilele electrice ține de costurile relativ reduse de întreținere. Spre deosebire de automobilele cu ardere internă, care necesită mult mai multe piese de schimb, în cazul automobilelor electrice, numărul pieselor, prin definiție, este mai mic, astfel încât în contextul în care sunt suficient solicitanți de servicii de întreținere a automobililor electrice și costurile lor sunt reduse. O serie de recomandări se prefigurează în contextul promovării automobililor electrice în Moldova. Întâi de toate este vorba despre facilități fiscale, unele sau facilități de ordin financiar care deja au fost menționate. Un alt aspect de modalitate în care noi ne planificăm la nivel urban localitățile și cum setăm cerințele minime pentru spațiile locative, spațiile nelocative, precum și care sunt cerințele setate pentru rețelele de electricitate.
Deci acestea cuplate cu conectarea la surse renovabile de energie, exemplu foarte bun pilot de a conecta acoperișul unei case cu sursa de consumare a energiei electrice, foarte bună inițiativă din partea PNUD care trebuie replicată și în alte domenii. Deci noi am putea în cazul dat nu doar să trecem la consum de energie electrică, dar și să asigurăm că această sursă este renovabilă. În final, aș vrea să menționez că voi utiliza, cu permisiunea dumneavoastră, sugestiile și datele pe care le-ați prezentat pentru ca să consolidez o propunere, o notă analitică privind promovarea automobililor electrice în Moldova. Și vom reveni săptămâna viitoare cu un document consolidat. Mersi mult, Iulian, mersi mult tuturor pentru intervenție. Vreau doar să aduc aminte tuturor celor care ne urmăresc acum pe Privesc Eu, pe site-urile sau pe rețelele de socializare, Facebook, suntem pe pagina Împreună Mai Puternici, pagina Proiectului Uniunii Europene de Promovare a Proiectelor UE în Republica Moldova, pe pagina PNUD, suntem pe pagina Ministerului Economiei și Infrastructurii. Toți cei care ne urmăresc acum, vă invit să adresați întrebări. Întrebările pot fi adresate fie pe chat-ul de pe Privesc Eu, fie pe chat-ul de pe pagina de Facebook unde urmăriți live această dezbatere. Noi le vom prelua și între timp am primit și o întrebare foarte practică, tehnică, de partea unei persoane care ne întreabă care este durata de viață unei baterii electrice la un automobil și ce se face cu această baterie în momentul în care ea se uzează. Nu știu cine ar putea să intervină, să răspundă. Simon, eu, poate tu, te rog. Da, aș putea să intervin eu. Deci, dacă vorbim de o mașină nouă, durata de viață a bateriei de la 12 până la 15 ani, posibil că generațiile mai noi, durata de viață se mărește. Iar ce vizează de, hai să spunem așa, de cea de-a doua viață, pentru că asta și a fost proiectul nostru cu utilizarea unei baterii de la o mașină electrică pentru a stoca energie regenerabilă de fotovoltaice. Adică, ca să înțelegem așa, o baterie pentru o mașină electrică, dacă ea nu mai este bună pentru a servi mașina în continuare, ea poate fi utilizată. Ea își pierde din capacitatea ei inițială, dar tu poți să stochezi energie în ea. Dacă mai poate cine urmărește subiectul ăsta, știi că în Franța a fost o inițiativă de a instala astfel de baterii pe o insulă unde nu prea au acces la rețea, stochează energia în ea și o utilizează pentru autonomie energetică a insulei date. Deci, practic, durata de viață a unei baterii, ea poate fi, hai să spunem așa, întinsă, da, de la 15 ani până la 20-25. Cam asta este, da, răspunsul la întrebare. Ulterior, după ce își trece total ciclul vieții, vă dați seama că sunt tehnologii în baza cărora această baterie urmează a fi reciclată, pentru că sunt metale, este și litiu, ion de litiu, de natriu, cadmiu, da, este un proces mai anevoios. Noi, din păcate, nu avem în teritoriul Republicii Moldova o astfel de posibilitate de a recicla aceste baterii. Cea mai apropiată țară este, da, este România și la moment acolo sunt depozitate aceste baterii. Deși producătorii mari, de exemplu Nissan-ul, dă garanție că odată ce bateria nu mai poate fi utilizată, ei își iau pe contul său reciclarea acestea. O altă întrebare este... cât de mare este rețeaua de prize electrice în Republica Moldova? Deci la moment vorbim de 75 de stații la moment, încă 33 urmează să fie instalate din noi până la sfârșitul anului,
Deci vor fi de peste 100. La moment sunt 75, din câte țineam eu minte ultimele date. Dar aici, în continuare, dacă pot să mai intervin și eu în continuare la promovarea politicilor, adică politici de promovare a utilizării mașinilor electrice, să nu uităm de sectorul rezidențial. Deci dacă stă cineva la casă, la curte, el are posibilitatea peste noapte să încarce un automobil electric. Ba mai mult vă spun că din punct de vedere a longevității bateriei, cel mai bine să o încarci așa, soft, timp de 8 ore, pentru că bateria nu se uzează atât de repede. În cazul în care stai la un bloc rezidențial și nu ai obligativitatea ca companiile care construiesc sectoare mari rezidențiale, la moment nu au obligativitatea să instaleze astfel de prize la zonele de parcare. Eu dacă trăiesc la un etajul 4, 7, 9, eu nu am posibilitatea. Dacă țineți minte, apăreau acele imagini virale pe internet, cum cineva de la etajul 7 cu prelungitorul, dar vă dați seama, astea sunt niște soluții care nu au nimic cu realitatea și din punct de vedere a securității și tot așa mai departe. Deci, noi am și venit cu propunerea ca să fie obligativitate ca pentru zonele rezidențiale noi să fie obligatoriu dezvoltarea infrastructurii inclusiv prin locuri de parcări cât și de punctele respective de încărcare. Ba mai mult, în unele țări există obligativitatea ca la stațiile de alimentare PECO tradiționale să fie obligativitatea de a instala astfel de stații, pentru că ei deja au toate rețelele, le mult mai, mult mai ușor. Deci aceasta ar fi o idee din partea noastră, cum să facilităm și dezvoltarea acestor încărcătoare și în sectoarele rezidențiale. Mersi mult, Simeon. Acum poate o întrebare pentru colegii, ceilalți colegi de la proiectele și programele Uniunii Europene. În ce măsură este subiectul mobilității verzi, promovarea automobilelor electrice? Este parte din obiectivele pe care le aveți și intervențiile, programele pe care le gestionați și în ce măsură aceste programe, poate Veronica ar putea să menționeze, în ce măsură aceste programe favorizează, așa cum spunea și Simeon în cadrul proiectului Green City Lab, de a conecta sistemele de producere energie electrice renovabile, inclusiv la aceste stații, la aceste prize electrice. În ce măsură acest obiectiv este parte din viziunea programelor pe care le coordonați aici în Republica Moldova? Ilian, cred că să încep eu, deci, așa cum am dat start politicilor, da, în domeniul respectiv, și cred că Veronica apoi va completa. Noi ne bucurăm foarte mult că și în programul precedent, care a fost predecesorul la Uniunea Europeană pentru Mediu, la UFO Environment, la EP Green, noi am inițiat o colaborare foarte bună cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, care este ministerul cheie, deci în subiectul pe care îl dezbatem astăzi, și fiindcă deține ambele sectoare, și energetică și transportul. Și totodată am încercat din punctul de vedere a mediului, da, să vedem care ar fi beneficiile, da, reducerii poluării, în primul rând, da, care este obiectivul nostru, dar și ecologizarea acestor sectoare, da, transport și energetică. Și inclusiv utilizarea surselor regenerabile. Evident că sunt, aici cred că Denis o să vorbească sau să mă completeze mai bine, dar sunt strategiile și programele sectoriale în domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile, cred că ar putea să aibă tangență, da, cu subiectul de astăzi, dar noi, din punct de vedere a politicilor din mediu, pe care noi le promovăm și care sunt promovate și la nivelul statului și noi am vrea ca să vedem, până la urmă, o să vedem, o să ne reușească, sau nu, vorbesc despre noi ca, deci, instituții publice și proiecte UE, promovăm ca totuși strategia națională de dezvoltare Moldova 2030 să fie adoptată de Parlament în capitolele respective a strategiei și la energetică și la mediu, în special capitolul 10, care ține de un mediu favorabil pentru, deci, viața și activitatea cetățenilor, noi am introdus prevederile legate de promovarea economiei verzi și eficienței resurselor și inclusiv eficiența energetică.
Indicatorii sunt, sperăm că acest document să fie adoptat și să devină documentul umbrelă pe care noi cu toții îl așteptăm. Da? Noi cunoaștem despre el deja 3 ani, el deci, a ajuns de la guvern în Parlament, dar sperăm că să fie deci, și acești indicatori. El va servi ca bază pentru actualizarea și ajustarea strategiilor sectoriale, în special a strategiei de mediu și a programului pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova. Aceste două documente la care proiectul Uniunii Europeană pentru Mediu va acorda asistență, da, pentru actualizarea și deci ajustarea lor pentru următoarea perioadă. Noi credem că vom următorul document strategic va fi o strategie de mediu până în 2030 și un program pe economie verde 2021-2023. În capitolele respective, noi în programă pentru promovarea economiei verzi avem un capitol special dedicat deci ecologizării deci economiei și ecologizării transportului. Și acolo, împreună cu colegii, fiindcă programul de promovare economiei verzi nu este un document, deci doar Ministerul de Ramură, este un document guvernamental, dar toate ministerele sunt implicate, a fost elaborat cu concursul și Ministerului Economiei și Infrastructurii, fiind coordonat de Cancelarea de Stat. Noi am introdus ținte și indicatori destul de buni legați de deci ecologizarea transportului și eficiența energetică. Sperăm că acești indicatori vor să fie ca bază în continuare, da? Ca să putem atinge indicatorii respectivi. Noi am preluat, evident că am conlucrat și cu colegii din Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenției Eficiență Energetică, ca să vedem care sunt țintele obiective, în primul rând, la deci eficiența resurselor, eficiența energetică și la promovarea surselor regenerabile. Da? În cazul dat, iată, eu cred că cu Simeon și cu colegii poate vom dezvolta puțin tema, dacă ne va permite deci, timpul de azi. În special, eu aș ruga să atingem această tematică, deci cum am putea anume sursele regenerabile să le folosim pentru a reduce emisiile și din transport și din producerea energiei, fiindcă Simeon am vorbit de cele 3 stații, da, care ei vor să le instaleze în proiect ca să fie utilizat energie solară, din câte am înțeles, da, sau poate ar fi și o alternativă să fie combinat energie solară și a vântului pentru a încărca deci, automobilele electrice. Este un pilar utilizat în țările UE și în lume. Cred că vom putea valorifica și acest potențial. Cred că așa obiective vor fi inclusi în documentele de politici la etapa următoare. Evident că vom prelua obiectivele și țintele din Pactul Verde European și din acele planuri de acțiune, care sunt anume acel plan de acțiune de neutralitate energetică, da? Deci a Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Vom prelua țintele și obiectivele din planul legat de economie circulară și industrie verde. Ele toate sunt legate direct sau indirect de transport, fiindcă atunci când noi, astăzi noi dezbatem în linii mari, deci automobile electrice, mai mult pentru deci, beneficiarii sau utilizatorii particulari, da, de cetățeni, noi am avut obiective ca electric să devină și guvernul și administrația publică. Noi am avut obiectivul ca deci, electrici să devină distribuitorii de mărfuri. Deci, fiindcă ei utilizează multe camioane diesel astăzi și deci fiecare dimineață lângă supermarketuri se aranjează un lanț foarte mare de aceste camioane, în fiecare dimineață ele poluează orașul. Deci am putea să vedem în ce măsură și această treaptă, da, de transport curat ar putea să se adauge. Eu puțin ies din perimetrii deci, discuției de astăzi, dar oricum sunt indicatori și ținte care noi pe termen mediu și lung am vrea să-i vedem și aceasta de asemenea va contribui și la infrastructura care noi o vrem astăzi. Da? Infrastructura pentru automobile electrice, fiindcă vedem această abordare mult mai larg decât doar transportul privat. Da? Deci vedem aici și implementarea autobuzelor electrice. Vedem aici și implementarea microbuzelor. Da? Deci mult mai larg decât pur și simplu acest. Și acesta va contribui la atragerea și investițiilor vers pe domeniul dat. Noi acum încercăm să promovăm acest capitol nou. Deci fiindcă și Uniunea Europeană și băncile care sunt partenerii noștri vor promova investiții vers pe domeniu și aici iată, pot fi investiții vers în infrastructura necesară nouă pentru a promova automobilele electrice și deci poate vom putea atrage aceste investiții. În plus, se discută și la nivelul
Ministerul de Ramură ca să se fie revăzută politica de utilizare a Fondul Ecologic Național, care să contribuie la cofinanțarea mai multor proiecte investiționale în infrastructura verde. Și vom vedea în ce măsură vom putea, de asemenea, și pe această cale, contribui ca mijloacele statului să contribuie sau să faciliteze acele investiții private sau acele credite sau, deci, care noi putem să le obținem pentru a dezvolta infrastructura respectivă. Și, deci, cum am spus, dacă vom atinge aceste obiective, pe puțin vom avea aceste documente de politici care vor avea indicatori foarte clari și vor fi incluse și în planuri de activitate a guvernului sau a instituțiilor din subordine, ele vor putea să contribuie la promovarea acestor activități practice. Nu, deja investițiile sper să se complimenteze. Mersi. Mulțumesc mult, Andrei. Denis, două întrebări. În primul rând, legat de infrastructura de producere a energiei regenerabile în Republica Moldova. Cât de mult am avansat? Cât de mult am avansat aici? În ce măsură guvernul favorizează sau alte instituții competente favorizează dezvoltarea acestei infrastructuri? Și doi, cum guvernul totuși încearcă să susțină aceste inițiative pentru dezvoltarea infrastructurii de prize? Ai vorbit puțin în partea de prezentare despre măsurile fiscale, dar poate sunt și alte măsuri. Iată, Andrei a menționat despre fondurile statului care ar putea fi direcționate pentru a susține astfel de proiecte, parteneriate publice, private și așa mai departe. Te rog. Mersi frumos, într-adevăr, și domnul Isaac, aș atins cumva subiectul ăsta. Foarte, foarte conectate sunt subiectul imobilității și energie regenerabile, a regenerabililor, tocmai pentru că ziceam într-adevăr în introducerea mea de mai devreme că atât UE prin politici, prin mesajele care le pasează, încearcă să cât mai multă energie electrică regenerabilă să fie utilizată de unitățile electrice. Am și adus și argumentele, dar cred că sunt pe față și cam fiecare le prinde. Cât ține de subiectul regenerabilor, la ziua din anul 2016 a fost adoptată în vigoare însă din 2018 o lege cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. E un subiect destul de actual și asta aș cred că am putea dedica un eveniment separat. Schemele de suport puse la dispoziție sunt în vigoare începând cu careva din ele începând cu anul curent și piața ne-a transmis niște mesaje destul de declare. Exista obligația ANRE, Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, să aprobe niște tarife verzi. Imediat ce au fost aprobate de către regulator, toate capacitățile de instalații regenerabile pe care guvernul și le-a propus să le susțină până în anul 2020 au fost practic utilizate, oferite în termeni foarte scurți. Apare și careva detalii care trebuie descrise pentru ca tabloul să fie mai clar. Guvernul alocă niște capacități de instalații pentru instalațiile eoliene fotovoltaice pe care este gata să le susțină pentru un anumit orizont de timp, oferindu-le tarife verzi. Pentru micii investitori, regulile sunt destul de simple. Imediat ce ANRE-ul aprobă cele tarife, apelezi, depui dosarul la ANRE și obții statutul de producător eligibil în condițiile în care împlinești anumite niște criterii. Pentru investitorii mari, obligația e ca dânșii să participe în licitații, deși cumva un pic mai complicat, însă mecanismul lucrează, răspunzându-vă direct, avem mecanisme, acestea lucrează. Primăvara acestui an au și demonstrat acest lucru. La ziua de astăzi promovăm o hotărâre de modificare, ori intenționăm, spun-o mai scurt, intenționăm să alocăm cote suplimentare de instalații eoliene fotovoltaice, tocmai ca să răspundem solicitărilor din privat, dar sunt multe și asta ne bucură, majoritatea tendințelor
majoritatea din investitorii care au și făcut și intenționează să investească sunt locali și să ne bucură și mai mult, dacă vreți, și o măsură de recuperare a economiei pe undeva de vaia, de-aia cu siguranță în luna noiembrie-decembrie vom majora acele capacități. Sectorul privat însă am vrea noi să atragem atenția asupra unei scheme care îi spune contorizare netă. E o modalitate unde nu se pune problema comercializării acelei energii electrice verzi, nu se pune problema obținerea acelui tarif verde, pur și simplu, la mod practic, ți-a instalat o unitate fotovoltaică pe acoperișul casei, monitorizezi consumul ori consumul și producția de energie electrică către sfârșitul lunii, ca către sfârșitul anului calendaristic, conform prevederilor ziua de astăzi, se face matematica și se vede dești bun de plată în raport cu furnizorul de energie electrică, ori din contră ai produs mai multă energie și furnizorul are obligația să îți compenseze surplusul de energie pe care l-ai generat și l-ai injectat în rețea. E o schemă care lucrează, se bucură de suport. La ziua de astăzi cred că avem peste 100 de atât în partea de nord a Republicii, cât și în partea de sud centru, peste 100 de persoane care au beneficiat de această schemă de suport. În total sunt 1,5 MW aproximativ, conform datelor transmise de ANRE. Ne-am propus însă pentru anul următor, cred că în prima jumătate, să mai umblăm un pic la legislație, să o consolidăm, să introducem noțiunea de prosumatori, astfel ca și mai mulți moldoveni să-și propună să beneficieze de această schemă, iar beneficiile sunt pe față, la timpul necesar vom veni cu detaliile, astfel ca să avem cât mai mulți prosumatori din ăștia în Republica Moldova. Producători cât mai mici, cât mai mulți, dispersați cât mai omogen pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cam asta e intenția și asta ne propunem să o facem. Și măsura posibilă să unim aceste două segmente, producerea de energie electrică acasă, pe acoperișuri, pe acoperișul unei case individuale, pe acoperișul unui bloc multietajat, și acea energie să fie utilizată ori folosită pentru încărcarea bateriilor unui vehicul electric. Ăsta e cazul perfect la care vom interveni la legislație pentru a permite și a facilita astfel de lucruri. Mulțumesc foarte mult, Denis, pentru aceste completări foarte utile și foarte interesante, sper, pentru cei care ne urmăresc. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le adresați. Între timp am primit o întrebare, dar te rog, Veronica, vrea să faci o completare, te rog. Da, mulțumesc, Iulian. Vreau să revin la întrebarea ta despre care este intervenția programelor UE. În special vreau să vorbesc despre proiectul EU for Climate. Mai este un aspect al transportului pe care nu este legat, hai să spunem așa, direct de transportul electric sau de tipul de combustibil care este consumat, dar care un aspect care contribuie foarte mult la emisiile de gaze cu efect de seră și vorbesc despre utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră în sistemul de condiționare și refrigerare, care în cazul transportului este pe larg utilizat. Gazele F sunt gaze cu efect de seră utilizate în refrigerare și condiționare, care s-au dovedit, hai să spunem așa, că nu au impact asupra stratului de ozon. Deci ele veneau să înlocuiască toate substanțele chimice care erau folosite anterior, dar care aveau impact negativ asupra stratului de ozon. Acestea au un impact minim sau practic putem să-i spunem că zero asupra stratului de ozon, dar în timp folosirea lor s-a dovedit că are un efect de schimbare a climii foarte înalt. Deci unele gaze cu efect de seră ajung să aibă un potențial de încălzire globală mai mare decât dioxidul de carbon de 14.000 de ori. De aceea s-a introdus reglementări speciale, ele sunt promovate atât și de Convenția privind protecția stratului de ozon, cât și de Convenția de schimbare a climei. Uniunea Europeană are reglementările sale încă din 2016, din 2006, apoi actualizat în 2015. Și
cu suportul proiectului UFO Climate, se intenționează deja să proceseze la transpunerea regulamentului european 517 din 2015, prin care utilizarea acestor gaze cu efect de seră, gazele F, va fi drastic limitată. Republica Moldova are un program de suprimare a acestor gaze. Prin aceste măsuri ne propunem să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea, de fapt, sunt reflectate în sectorul industrial și utilizarea produselor, nu în sectorul energetic. Dar sectorul transporturilor, prin utilizarea lor în zi de zi, contribuie la aceste emisii. Limitarea utilizării acestor emisii, acestor substanțe chimice, este practic 80% este planificat pentru 2040, dar suprimarea lor începe din 2029, dacă nu greșesc. Deci, cu suportul UFO Climate, elaborăm legislația. La moment, anumite intervenții deja care au fost elaborate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii sunt deja aprobate și din 2025 utilizarea de reîncărcarea sistemelor de condiționare și refrigerare ale instalate la transportul, în transportul de automobile va fi interzisă cu gaze F, va fi interzisă din 2025. Deci acestea sunt câteva intervenții ale proiectului. Mersi mult. Cum ziceam, încurajam cei care ne urmăresc să adreseze întrebare. Avem o întrebare de la Eva. Mobilitatea verde se extinde asupra trotinetelor electrice, bicicletelor electrice și altor dispozitive de generație nouă. Vedem acum că tot mai mult astfel de mijloace de transport sunt în Chișinău special. Există programe susținute de PNUD, Uniunea Europeană, sau poate guvernul are anumite inițiative, știu că la nivelul primăriilor subiectul ăsta se discută pe larg, mai ales în CEP Chișinău. În ce măsură acest domeniu este acoperit de intervenții și de proiectele voastre? Poate Simeon ai vrea să vorbești puțin tu din experiența proiectului Green City Lab, dacă acoperiți acest domeniu. Chiar ce țin de trotinete, acum o lună, pare mi se că a fost lansarea oficială unei inițiative care s-a bucurat de susținerea noastră, de un grant care a fost oferit în valoare de $8,000. Este chiar și o platformă iRide, pare mi se așa se cheamă. Deci sunt disponibile trotinete electrice pe care poți să le închiriezi. Sunt doar două puncte până la moment unde poți să le obții. Ambele sunt în centru. Nu sunt foarte scumpe. Este prima inițiativă de genul bike sharing, da? Car sharing. Am susținut această idee pentru că este foarte în vogă. Deși la noi sunt foarte multe probleme, special cu companii de asigurări și tot așa, dar am mers la acest pas pentru că ne dăm seama că aceste inițiative sunt foarte răspândite în Europa. De asemenea, am avut și unele inițiative cu bike sharing care bănuiesc în scurt timp se vor realiza și ele. Ce ține de infrastructura de biciclete, noi anul trecut am elaborat și aprobat o strategie de dezvoltare a pistelor de biciclete în Chișinău, vorbim acum de orașul Chișinău. Acum este pe ultima 100 de metri strategie de dezvoltare, unde va fi identificate toate punctele sau toate traseele din Chișinău care urmează ulterior a fi transmise spre aprobare municipalității ca să fie incluse în planul de dezvoltare pe anii viitori. Chiar și benzile dedicate pentru transportul public oricum face parte din această mobilitate urbană, da? Facilitarea utilizării transportului public, pentru că să nu uităm, în orașele mari sunt foarte multe strategii ce ține de utilizarea transportului public. Transportul personal nu are acces în foarte multe zone din oraș. Dacă știți, iată, la București sunt zone în care ai venit, ți-ai lăsat mașina, ți-ai luat biletul la metrou și mergi în centru. Acest lucru ne dorim și noi, apropo,
chiar dacă la moment sună foarte așa science fiction, dar zona centrală a municipiului în timp mediu va deveni una cu acces limitat. Iar utilizarea transportului alternativ va fi unul foarte, foarte benefic și va fi în vogă. Astfel, noi ajutăm primăria prin elaborarea unor politici și strategii pentru utilizarea acestui tip de transport. Și biciclete, și trotinete, și transport public, benzi dedicate. Deci suntem implicați practic în tot ce ține de mobilitate în Chișinău. Mersi, Simeon. Andrei, te rog. Da, mulțumesc frumos, Ilian. Eu am ascultat colegii și mai multe idei au venit, deci fiindcă s-a vorbit de contribuția programelor UE, dar o să vorbim și despre acele ținte naționale, da, de reducere a emisiilor din transport. Ne întoarcem la tema automobililor. Noi am avut în programul privind promovarea economiei verzi, care a fost aprobat în 2018, da, de unul din guvernele precedente, da, deci am avut două intenții interesante care n-au trecut în ședință de guvern. Deci a fost vizie pozitivă la Ministerul Finanțelor, vizie pozitivă la Ministerul Economiei și Infrastructurii, dar deci în ședință de guvern au fost scoase din două considerențe, deci că s-ar fi redus bugetul de stat și s-ar fi ar fi fost necesare câteva schimbări în utilizarea fondurilor, da? Deci mă refer la faptul că noi am vrut să reducem vârsta de import automobililor, deci de la 10 la 7 ani, deci prin promovarea acesta în programul de economie verde. Ea a fost aprobată la toate nivelele și doar în ședință de guvern a fost scoasă, prin motivul că vor fi accize mai puține la import automobililor vechi și asta să sărăcească bugetul. Deci și a doilea moment, deci era nevoie ca să vedem, să introducem acel programe de state, ceea ce a vorbit și Denis și deci Simeon. Noi am vrut să introducem programe de stat de înlocuire automobililor vechi cu automobile noi, deci ca statul să ofere suport cetățenilor, sau deci să fie parteneriate public-private sau și statul să participe, că atunci când o persoană dorește să achiziționeze un automobil eco, da, fie cu deci hibrid sau fie electric, el să poată să obțină deci ceva de genul programul Rabla care a fost în România, dar deci să-l ajustăm la realitățile Moldovei. Deci, spre regret, propunerile acestea n-au fost aprobate atunci în program. Noi o să vedem, să încercăm, da, deci să revenim la ideile acestea, poate acum, fiindcă aceste acțiuni ar putea să faciliteze majorarea importului de automobile electrice, în primul rând, da, deci sau hibride în Republica Moldova. Aceasta ar fi, fiindcă prin reducerea sau prin restricții la importul automobililor vechi, în primul rând, și prin restricții la importul automobililor diesel, deci de ceea ce scapă acum Europa, și noi tot am vrea să reducem impactul asupra mediului, da, în Moldova prin importul automobililor vechi și diesel în Republica Moldova, noi am putea să facilităm importul automobililor electrice. Adică să promovăm și pe această cale deci schimbarea din două puncte de vedere, fiindcă noi prin aceasta vedem și reducerea emisiilor, fiindcă automobilele diesel deci sunt pe de o parte o leacă mai economie din punct de vedere deci financiar, dar din punct de vedere a mediului, toți s-au dat seama deja că ele sunt mai poluante și acele particule tari care ele emit în atmosferă sunt foarte dăunătoare și sănătății oamenilor și mediului. Și pe de altă parte deja problema noastră este că noi le avem cele vechi, da? Vârsta medie a transportului în Republica Moldova, deci la automobile este undeva 15 ani, dar la autobuse și camioane este undeva 20-25. Adică pe drumurile noastre circulă automobile vechi, în mare majoritate, și diesel, și ele deci contribuie la un grad sporit de poluare, la un grad sporit de emisii. Fiindcă ele și consumul lor este mult mai mare, fiindcă deci automobilele care au fost produse până la deci anii 2010, da, 2000, deci 2005, haideți să spunem, da, 2000, noi, deci ele au avut și cele care au fost importate de cetățenii noștri, da, la prețuri mai
convenabile, da, să spunem așa, ele sunt acele cu decubătură mare. Deci decubătură mare care consumă mai mult combustibil, care au emisii mai mari și deci evident că ele contribuie și ca consumând mai mult combustibil, au și emisii mai mari. Și aceasta noi am vrea să promovăm pe această cale reducerea importului la astfel de automobile și reducerea lor pe intern, da? Deja acele care există. Deci fiindcă ele există, ele sunt utilizate, deci reducând, adică sau facilitând programe de stat, sau facilitând prin anumite instrumente fiscale, economice, eu nu știu, da, cel ce s-a referit și Denis, taxe, drumuri, asigurări, nu știu ce, deci noi am putea să contribuim ca aceste automobile treptat, eșalonat, da, să fie scoase din us, fiindcă noi înțelegem că aceasta, din punct de vedere social și economic, nu este posibil peste noapte, dar eșalonat noi am putea să avem câteva ținte, da, în 5 ani ce atingem, în 10 ani ce atingem. Și aici noi, Ministerul Economiei, colegii de la transport, foarte deschis au fost în 2017-2018, când noi am încercat să facem aceste ținte. Când noi am încercat să vedem, deci Euro 3, Euro 5, când și cum noi putem introduce în Moldova și cum putem să facem lucrul ăsta în Moldova. Deci, evident, inițiativa aceasta s-a oprit la nivel de aprobare și noi n-am avansat cu aceste câteva acțiuni, dar sperăm că să revenim, fiindcă s-au schimbat practic 5 guverne din momentul aprobării programului de economie verde, sperăm că vor fi noi viziuni și noi abordări la etapa de actualizare a lui și vom putea promova noi viziuni în acest sens. Mersi, Andrei. Denis, te rog să intervii și să ne zici când am avea și noi un program, ia-ți un automobil electric și scapă de rabă. Sunt cam multe ministeri implicate aici și ziceam și mai devreme că sper într-o zi să avem resursele necesare pentru a ne permite acest lucru. Dar și suport oferit la ziua de astăzi e cumva unul impunător. O să spunem, ar putea varia în dependență de mașina pentru care am optat, cea pe motor cu ardere internă, între 1 și 3.000 de euro, cu careva reduceri ulterioare, opțiune de parcursul exploatarea acestei unități. Deja cifrele sunt arată interesant. Eu aș vrea însă să un alt lucru pic să-l ating, l-aș menționat niște aspecte pe care le-a și menționat Simeon, domnul Isaac, mai devreme, să nu i-a spus lucrurilor pe nume. Mobilitatea asta electrică, conceptul ăsta de modal shift, trecerea de la unitățile de transportul privat la public, la trotinete, biciclete, benzile dedicate, parcările speciale și toate elemente din aceeași serie, cumva sunt în competența, ca și multe alte utilități, în competența autorităților publice locale. Și atunci multe din programele și încercările guvernului se pot cumva opri în maniera în care răspund autoritățile publice locale la aceste invitații. Mă bucură să văd cum evoluează lucrurile în Chișinău în ultimii ani și grație suportului Oraș Vers, care e cumva focusat pe Chișinău și dezvoltarea și testarea, pilotarea lucrurilor aici în Chișinău. Grație acestui suport, grație probabil pe undeva și poate noi conduceri, dar lucrurile, cam toate care le-am menționat eu, cumva la aceste capitole s-au mișcat și vreau să cred că Chișinău ce obține pe calea cea dreaptă și alte municipalități se vor alătura în promovarea celorlalți lucruri. Deci e o provocare cumva în guvern, autoritatea și modul în care acesta răspunde semnalelor și încurajărilor venite de la nivel central. Mersi, Denis. Simeon, ai vrut să întrebi și să adaug ceva? Te rog. Da, exact. Am vrut să confirm practic ce a spus și Denis, pentru că noi tot suportul ce viza de elaborarea strategiilor, de exemplu, ghidul de design a străzilor, da? Cum trebuie de fapt să arate o stradă proiectată bine, până la urmă a fost un document care a fost aprobat la nivel de Consiliul Municipal. Deci ar fi foarte bine practica să fie preluată și în alte centre raionale, ca și ei la rândul său să aprobe anumite strategii. Și e clar că proiectele care sunt implementate de PNUD pe teritoriul întregii țări, sperăm foarte mult că vor prelua și inclusiv și practica noastră. Știu că proiectul cel mare, un Cahul Ungheni, de asemenea pledează pentru dezvoltarea transportului electric, crearea unor noi stații pentru transport electric.
dar în același timp aș vrea să revin puțin la facilitățile fiscale. Uitați, la noi până anul trecut, taxa de import a unei mașini electrice era zero. Acum e practic 25%, dacă nu mă înșel. Și dintr-o parte, da, se mențin facilitățile fiscale, dar cu timpul statul este tot timpul practic atras de ideea de a impune anumite taxe. Iarăși, deși la noi piața nu este încă dezvoltată. Da, noi avem la moment aproape 500 de mașini electrice, dar asta reprezintă 0,5%. Adică noi la moment în Moldova avem 1 milion de mașini, 1%, dacă ar fi mașini electrice, ar însemna 10.000. Orice care stat pune anumite limite. Uite, până la 5.000, hai să fie 0, de la 5.000 până la 10.000, e 20.000 până și tot așa mai departe. Adică piața noastră e destul de slab dezvoltată, că noi deja să începem să impunem anumite impedimente. Din această cauză, eu înțeleg că ministerele de resort au tendința aceasta de a acumula bani la buget, dar să nu... Din tâi aș vrea să dezvoltăm această piață, să ajungem la acele minime care sunt atestate în întreaga Europa și după aia să trecem la astfel de reforme. Pentru că noi am prognozat că noi am putea ajunge la 10.000 de mașini electrice dacă vom menține același ritm de creștere spre anii 2025-2027. Și mă tem că odată cu impunerea anumitor restricții că acest trend să fie diminuat. Mersi, Simeon. Iulian, vrea să completeze aici ceva? Da, dar legat de aspectul de taxare, din câte eu cunosc, nu se aplică acciz la importul de autovehicule electrice. Există doar impozitarea în momentul în care se trece de o anumită limită. E vorba despre 600 de mii de lei. Și numele taxă de lucru pentru autovehicule. Și asta aplică crescător, în dependență de prețul autovehiculului, dar apare de la 600 de mii în sus. Mersi, Iulian. Denis, tu vrei să întrebi, te rog. Doar cifre, pentru că tot le discutăm. Vehicule electrice, curat, 100% electrice, clar să menționez lucrul ăsta, sunt scutite de acciz, 100%, iarăși, unitățile PHEV plug-in hibrid, cu autonomie electrică cuprinsă în intervalul 30-60 km, modelele mai noi, beneficiază de o scutire de 50% pentru la acciz și plata e efectuată din dependență de unitatea de motor pe ardere internă instalat în respectivul vehicul, după regulare deja cunoscută de toți. Și unitățile hibride, clasice, ori simple, unde autonomia cuprinsă în intervalul 2-3 km, uite acolo, într-adevăr, în ultimele intervenții la politica bugetară fiscală, s-a micșorat de la 50% la 25%. Deci ăsta e tabloul la ziua de astăzi. Mersi, Denis. Andrei, vrei să întrebi încă o dată? Te rog. Da, mersi. Deci, fiindcă pe parcursul discuției, da, apar mai multe subiecte și, de fapt, și proiectul EU for Environment este destul de mare, avem 5 componente mari și am vrut să prezint și încă două componente care, de fapt, tangențial, dar direct sau indirect ar putea să contribuie sau să monitorizeze situația din Republica Moldova, fiindcă acum s-a vorbit și Simeon a adus câteva cifre. Noi avem două componente în cadrul proiectului, una care ar putea să faciliteze și să urmărească ceea ce face guvernul sau instituțiile publice în contextul elaborării politicilor și în special în transport, da, sau în energetică. Mă refer la evaluarea strategică de mediu și la evaluarea impactului asupra mediului. Sunt două instrumente pe care Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediul, dar de fapt la nivel de guvern avem două legi, la nivelul țării avem două legi care sunt în vigoare și care au transpus deci și convențiile și directivele UE respective. Ambele proceduri prevăd
deci evaluarea impactului la deci elaborarea sau cadrul de politici sau la implementarea anumitor tehnologii sau proceduri, da? Deci cum, dacă ne primim la evaluarea impactului. Și deci Ministerul și Agenția de Mediu este abilitată cu funcții respective ca să urmărească, da, aceste, respectarea acestor proceduri, iar beneficiarii trebuie să le respecte. Și mă refer aici și la administrarea publico-locală, fiindcă Simeon a vorbit că, da, că multe documente trebuie să fie aprobate la nivel local, la primării, programele sau planurile de dezvoltare regională sau deci, de dezvoltare urbană. Toate trebuie să treacă aceste proceduri. Și iată, acesta este instrumentul prin care noi promovăm ecologizarea sau integrarea cerințelor de mediu în acest nivel. Și iată, pe aceste instrumente, în documentele de planificare locală, noi putem să integrăm acele scheme sau acele deci, benzi pentru autobuse sau cele deci, stații și așa mai departe. Deci, asta este unul din mecanisme pe care noi putem să-l utilizăm. UNG-urile deja activul valorifică, UNG-urile de mediu în special. Eu știu că și câteva fracțiuni din Consiliul Municipal Chișinău foarte activ utilizează influența sa, da, deci IACO, ca să promoveze decizii ecologice în capitală. Totodată, a doilea instrument foarte scurs, aici noi de asemenea am conlucrat foarte bine cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și cu Agenția Eficiență Energetică. Noi, cu suportul OECD, anul viitor vom actualiza raportul național cu privire la indicatorii creșterii verzi. Deci este un set de indicatori utilizat la nivelul OECD și UE, Green Growth Indicators, indicatorii creșterii verzi. Primul raport a fost elaborat în 2017 în Republica Moldova. Am testat acești indicatori în Republica Moldova împreună cu Ministerul de Ramură și Biroul Național de Statistică. Am încercat să ne integrăm și să racordăm acești indicatori la țintele și obiectivele ODD a Republicii Moldova, da? Ca să fim pe aceeași undă la nivelul definițiilor și măsurilor de deci la măsurarea lor, da, ca să fie aceleși unități de măsură. Și acum este important că în cadrul indicatorilor avem indicatori și de eficiență energetică și de utilizarea surselor regenerabile de energie și în transport. Deci noi o să încercăm să vedem, da, acești indicatori, atât o să ne permită să vedem care este performanța Republicii Moldova din punct de vedere a ecologizării economiei. Și iată, aici noi vom putea să elaborăm acel capitol legat și de resurse regenerabile și de transportul electric și cred că cu contribuția tuturor partenerilor vom putea să facem și pe această cale un baseline, da, din anul 2020, fiindcă anul viitor vom avea un baseline pe anul ăsta. Deci unde noi suntem la capitolul, deci, indicatorii verzi în transport și în resurse regenerabile, iată, asta de o să ne dea nou. Și pe lângă faptul că noi încercăm și aici și cu expert grupul și cu deci partenerii care au mai fost antrenați în așa exercițiu, să dăm o analiză calitativă acestor indicatori. Nu doar cantitativ, spunem, avem 10.000 de automobile sau 10.000 de stații, dar cum calitativ aceasta a influențat schimbarea. Deci am obținut un ceva calitativ din punctul ăsta de vedere, da? Am redus emisiile de la ce anume sectoare și cine a dat contribuția cea mai bună. Cine este cu perspectivă pentru a reduce emisiile? Unde noi avem deci potențial, da? Iată, aceasta este unul din posibilitățile de aplicare acestui set de indicatori a creșterii verzi și noi vom încerca să îi valorificăm și sub aspectul acesta. Mersi mult, Andrei. Noi ne apropiem de finalul acestei dezbateri și cumva intrăm în fază de concluzii. Andrei a pornit acest ciclu de concluzii prin intervenția dumnealui. Acum vreau să rog pe Veronica să continui ciclul de concluzii și să faci și intervenția suplimentară pe care ai vrut să o faci. Te rog, Veronica. Pornește microfonul, te rog. Am uitat să includ sunetul. Mulțumesc, Iulian. De fapt, intervenția mea avea forma unei întrebări adresate probabil lui Simeon. Deci, cum am menționat eu mai sus, echipa de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica Moldova și raportarea la Convenția Schimbarea Climei intenționează la următoarea etapă de elaborare a inventarului de emisii de gaze cu efect de seră să ia în considerație și emisiile din, sau hai să spunem așa, reducerea emisiilor prin implementarea transportului electric.
În acest context, eu vreau să întreb în proiectele implementate în cadrul Green Cities, dacă există aplicat sistemul de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor. Adică, privede proiectele, se urmărește reducerea de emisii de gaze cu efect de seră care se obține în baza implementării proiectelor. Mersi, Veronica. Simeon, te rog. Aș fi laconic, da. Avem așa un sistem și bănuiesc pe intern putem să vă transmitem datele respective. Adică noi pentru oricare proiect de eficiență energetică, avem proiect de eficiență energetică, clădiri rezidențiale, fotovoltaice, managementul deșeului. Deci pentru fiecare se face această proiecție și se monitorizează în timp. Mersi, mersi, Simeon. Poate vrea să continui cu concluziile tale acestei discuții. Între timp primit și o întrebare de la Eva, cumva legată de întrebarea Veronicăi despre obiectivele UE de reducere a emisiilor CO2. Înțelegem că UE are un obiectiv foarte ambițios. Către 2030 se reducă la zero, practic, emisiile din transport. Multe țări deja au această performanță. Nu știu în ce măsură noi ne punem acest obiectiv și care este obiectivul nostru în acest sens. Cumva am discutat la început, dar poate Denis se va referi la sfârșit în intervenția dumneavoastră. Și acum, Simeon, te rog să întrevii la final cu anumite concluzii. Vă mulțumesc. E foarte important să asiști la o discuție în care se discută aspectele la nivel global, la nivel de țară și nemijlocit la nivel de implementare. Că astfel vezi foarte bine care sunt scopurile și care sunt mijloacele de a obține efectele dorite. Eu vă mulțumesc că ați organizat acest eveniment și că sunt cetățeni care se interesează de subiectul dat. Noi ne dăm seama că implementarea anumitor proiecte fără politici și viceversa nu pot exista și asta, de fapt, ne-am și dorit la începutul proiectului să arătăm palpabil cât este de important proiectele de mediu, de eficiență energetică. Noi, practic, le simțim pe pielea noastră fără să ne dăm seama impactul schimbărilor climatice. Chiar astăzi am ascultat că, până la urmă, Statele Unite au ieșit din acordul la Paris, care, pentru mine, așa, o noutate nu chiar bună, dar vedem. Eu, da, încă o dată vă doresc la tot succes și aș dori ca în timp toate realizările noastre ca și proiect să le putem extinde pe întreaga țară și să mai venim cu niște update-uri, cu exemple concrete, dat fiind faptul că avem și Ministerul de Resort, care tot timpul a fost alături de noi și asta este un lucru foarte, foarte important. Mersi, Simeon. Denis, te rog. Mersi frumos. Eu vreau să cred că ne reușit să transmitem un mesaj cât mai calitativ celor care ne-au urmărit în ziua de astăzi. Mă bucur că și asociațiile din Republica Moldova în Geul își pun cumva umărul la acest lucru și pun în discuție subiecte într-adevăr actuale, atât pentru noi cei care muncim asupra legislației naționale, dar și pentru cei care pentru publicul larg care așteaptă mesaje de acolo, de undeva de sus. Cumva ați și menționat perspectivele, ori de fapt asta ar vrea un mesajul meu de încheiere să ating subiectul perspectivul acestui domeniu. El nu poate fi decât, inclusiv în Republica Moldova, decât unul pozitiv și roz, chiar am să-i spun. Am tot discutat astăzi despre legislație, politici, obiective, pe undeva puteam și obosit cei care ne-au urmărit, dar vreau să înțeleagă că cam așa lucrează lucrurile și doar în astfel de condiții, când e trasată o sarcină, o responsabilitate într-un cadru primar, când e stabilit un obiectiv în plan național, în care va angajamente asumate raport cu unele organizații internaționale, doar așa guvernul poate aloca
resursele pe care, de care dispune și doar în modul ăsta lucrează întreaga această verticală. Noi chiar astăzi, la ziua de astăzi, cu Ministerul de Linii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, am și inițiat lucrul asupra unui alt plan integrat de acțiuni în domeniul mediului și climei și primul efort, exercițiu unde aceste două domenii se vor așeza, ori responsabili de aceste două domenii se vor așeza la aceeași masă și vor încerca să-și traseze planurile, măsurile a fi implementate în următorii 10 ani. E-mobilitate e unul din pilonii acestui plan. Ulterior, acesta urmând să coboare mai jos în alte strategii, planuri, stând la baza unor altor programe, măsuri de susținere. Și chiar dacă va fi nevoie într-o zi să renunțăm la aceste scutiri de taxe valabile existente la ziua de astăzi, cu siguranță că le vor lua forma unor subvenții. Deci cam așa se practică în vest. Nu se practică și nu se promovează scutirea de taxe, cât alocarea de subvenții. Acest lucru nici de cum nu ar trebui să afecteze consumatorul final, însă cu siguranță că va veni acea zi când va trebui să venim cu aceste modificări în modul în care susținem sectorul privat, agenții economici și nu doar. La ziua de astăzi mai am încheiem și un exercițiu amplu de modelare a sectorul energetic, a consumului, practic a întregii economii, în încercarea de a ne da seama care sunt acele ținte pe domeniul eficienței energetice regenerabile pe care ne le-am putea asuma către orizontul 2030-2050 și sub, în condițiile angajamentelor la zi, acordul de la Paris, aș menționat asta și multe altele, suntem nevoiți să punem eficiență energetică și regenerabile în capul mesei, iar e-mobilitatea se află cumva acolo printre ele. De aia, cu siguranță, guvernul va susține și în continuare acest domeniu. Și cam astea sunt acele elemente care fac, redau o nuanță așa mai roz perspectivei acestui segment. Și mersi dumneavoastră încă o dată pentru promovarea acestui subiect. Mersi. Veronica, te rog, vreau să-ți oferi și ție ocazia să intervii de două ori la concluzii, cumva să contrabalansez panelul ăsta de bărbați. Te rog. Da, mulțumesc, Ilean. Știu că este un moment sensibil. Pe final de discuții aș vrea să menționez că aspectul de promovare a transportului electric și transportului ecologic este unul foarte important, atât din punct de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, dar ok, atunci când vorbim de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este o chestie deocamdată de perspectivă, pentru că transportul electric încă este la etapa sa inițială de dezvoltare în Republica Moldova, dar atunci când vorbim de emisiile de poluanți în atmosferă de la transportul electric, atunci este un moment dovedit deja că transportul electric este net superior transportul obișnuit cu mașinilor cu ardere interne când vorbim despre emisiile poluanților în aer și vorbesc despre impactul asupra de sănătății populației. Deci, domnul Isaac a menționat astăzi de particulele PM-uri, particulele mici care sunt emisii de la transport, care au o proprietate de a fi inhalate fără ca să fie filtrate de organele respiratorii și a nimeri în plămânii și a provoca respectiv boli destul de serioase. Deci, din punct de vedere, mai repet încă o dată, din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, transport, acest subiect este încă la etapa sa de inițială de dezvoltare, dar din punct de vedere al emisiilor în aerul atmosferic și protecția mediului înconjurător este un subiect care deja e foarte bine dovedit și trebuie neapărat susținut și promovat pentru a avea un transport nepoluant și ecologic. Mersi, mersi mult, Veronica. Acum
vreau să fac un mic anunț înainte să fac cuvântul de concluzie lui Iulian. Avem un chestionar pe care l-am pregătit pentru toți cei care ne-au urmărit, pentru ca să ne dați un feedback, să știm în ce măsură discuția a fost actuală, care chestiuni v-au plăcut, care chestiuni nu v-au plăcut, pe care să le îmbunătățim pe viitor, așa că vă invităm să le completați, să completați, este pe chatul privesc eu, este pe chatul de pe pagina de pe Facebook a IPRE. Rugăm să o completați, fiindcă opinia voastră este foarte importantă pentru noi. Iulian, te rog să vii cu un cuvânt de încheiere, de concluzie, înainte să ofer cuvântul Ion. Te rog. Mulțumesc frumos. Cu siguranță discuțiile noastre au avut caracter multidimensional. Deci noi am început de la ofertele pe piață pentru automobile electrice și am ajuns la legăturile cu sursele renovabile, cum putem să le promovăm, la politicile publice pe infrastructură și cum asigurăm acces pentru cetățenii noștri ca să-i susținem în achiziția și utilizarea de automobile electrice. Pe domeniul de politici publice, cu siguranță, este un drum înainte, dar ce este important e că piața a arătat că este cointeresată în astfel de alternativă. Mai mult, această alternativă oferă o serie de avantaje individuale pentru utilizatori, la nivel de costuri și întreținere, dar oferă și avantaje multiple pentru întreaga societate, întrucât ne putem atinge obiectivele noastre de reducerea emisiilor. Și ne putem asigura un mediu mult mai sănătos, care până la urmă se va reflecta pozitiv și în costurile pe care le suportă guvernul pentru sectorul sănătății sau pentru sectorul agricol sau pentru sectorul de produse ecologice. Deci toate astea, luate împreună, demonstrează că calea automobilelor electrice cu plate, cu toate aspectele pe care le-am menționat, este calea de urmat pe partea de politici și pe partea de finanțare de proiecte care se promoveze un mod verde de mobilitate. Mersi, Iulian. Și acum vreau să ofer ocazia pentru o încheiere pentru Ion. Ion Guzun, dacă vrea să vii și tu cu o concluzie, te rog. Da, mulțumesc, Iulian, mulțumesc, dragi colegi, pentru prezentările interesante, pentru discuțiile interesante pe acest subiect. Dacă îmi permiteți, aș vrea doar succint să completez referitor la suportul pe care îl oferă UE pentru mobilitatea verde, în trecut, în prezent, ce ne planificăm pentru viitor. A fost, adică după cum cunoașteți, pe domeniul transportului electric, nu neapărat automobile electrice, dar troleibuze electrice, a fost proiectul care a susținut procurarea troleibuzelor în municipiul Chișinău și Bălți. De asemenea, în derulare este un proiect pentru căile ferate. Este un proiect care nu ține de promovarea automobilor electrice, dar ține de promovarea mobilității verzi. Poate cunoașteți, recent au fost cu suportul Uniunii Europene și partenerilor europeni, Banca de Reconstrucție și Dezvoltare Europeană, Banca de Investiții, au fost procurate 12 locomotive, care au fost aduse acum în iulie. Locomotive care, deși nu sunt electrice, sunt au un nivel mult mai bun din punct de vedere a eficienței energetice, de consum de combustibil. De asemenea, se preconizează reabilitarea unui sector foarte important de feroviar, care este Bender, Basarabeasca, Etulia, Giurgiulești, este parte de sud-est, și de asemenea este prioritate care poate fi destul de costisitoare, dar este o prioritate, electrificarea liniei de cale ferată pe sectoarele care este posibil acest lucru.
Și am vrut, poate, o întrebare care a avut-o cineva referitor la dacă se preconizează adoptarea standardelor UE prietenoase mediului. Există acordul de asociere, după cum cunoașteți, care are lista tuturor standardelor care urmează a fi armonizate și inclusiv acolo se includ și standardele pe prietenoase mediului care sunt actualizate regulat anual și sunt consolidate prin discuțiile, dialogul prin care are Uniunea Europeană, Comisia Europeană cu partenerii din Moldova. În ce privește suportul pe viitor pentru mobilitatea verde, avem documentele principale, strategice, care astea, prioritățile pentru parteneriatul estic post-2020 și o să avem acordul de agenda de asociere care va fi actualizată pentru următorii 7 ani, care desigur tot va include aceste priorități și mobilitatea verde, transportul sustenabil va fi una dintre prioritățile cheie. De asemenea, vreau să menționez că, după cum cunoașteți, este în plan să fie elaborată o nouă strategie pentru transporturi, pentru mobilitate. Strategia curentă este strategia pe transport și logistică până în 2022. Aceasta va trebui să fie actualizată și va trebui să fie complementată cu discuțiile care au avut loc, cu evenimentele care au avut loc în domeniul transporturilor în ultimul timp și sperăm că va fi inclusă și componenta vehiculilor verzi în această strategie, pentru că va fi o strategie pe termen lung care va avea un efect la cum se dezvoltă această industrie. Desigur, ea va trebui foarte bine coordonată și cu celelalte strategii care au fost menționate și de Denis și de Andrei, dar să sperăm că se va ajunge la un rezultat bun. Cu aceasta vreau să vă mulțumesc încă o dată și sper că astfel de discuții vom avea în curând mai des. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Ion, pentru această concluzie și informație importantă despre planurile de viitor, care sunt angajamentele noastre de viitor. Cu siguranță noi aici, la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, vom susține în continuare acest cadru de discuție, de dialog transparent, cu implicare tuturor actorilor vizați din sectoare de politici publice. Domeniul economiei verzi este un domeniu nou care necesită atenție sporită din partea tuturor și am văzut în cadrul discuției de astăzi cât de multe oportunități sunt create inclusiv pentru dezvoltarea oportunităților pentru promovarea mobilității verzi în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor de la proiectele UE pentru mediu, UE pentru climă, Andrei, Veronica, Simeon, mersi foarte mult pentru intervenții și activitățile pe care le desfășurați în promovarea mobilității verzi prin proiectul Green City Lab. Mersi foarte mult, Denis, pentru participare, pentru intervenții, foarte interesant și chiar mă bucur că, cel puțin în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, există voință și determinare de a răspunde necesităților de a avea campioni în promovarea economiei verzi în Republica Moldova, inclusiv pe domeniul transporturilor. Mersi mult, Iulian, pentru intervenții. Ion, mersi foarte mult pentru tot ce ai vorbit și pe această care vreau să mulțumesc și colegilor de la Delegația Uniunii Europene pentru suportul continuu din partea Uniunii Europene și sigur că vreau să mulțumesc Fundației Hans Seidel cu care facem aceste dialoguri în format de dezbatere, You Debates Cafe. Vom continua aceste dezbateri. Următoarea dezbatere va fi dedicată cum a influențat votul diasporei rezultatele alegerilor prezidențiale, care vor fi după 15 noiembrie, încă subiect foarte acut și aprins astăzi, dar sperăm că vom avea o ocazie pozitivă de a discuta despre rolul diasporei în oare deciziilor la nivelul Republicii Moldova. Pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit, care ne-au oferit întrebări, care au răspuns la chestionarul nostru și să vă doresc toate cele bune, succes, ne revedem în curând!